Nisajul expoziției retrospectivă Dimitrie Loghina a avut loc în prezența a 10 de invitați suceveni, iar anfitrionul evenimentului a fost lectorul universitar dr. Emanuela Ilie. Dimitrie Loghina a fost un pictor, un sculptor, un artist aproape complet, sau cât de aproape de perfecțiune, de totalitate se poate, care a iubit în primul și în primul rând pământul, cosmosul, natura, miracolele din fire. Și această expoziție și acest album vă va reaminti cu siguranță acest aspect esențial privitor la Dimitrie Loghin. Admiteri, în momentul în care am sosit aici, mi-am spus că cel mai termenul care ar suplini foarte multe din cele pe care l-aș putea spune eu sau oricare dintre dumneavoastră este acela de risipire. O risipire în sens pozitiv. O risipire de energie creatoare, de talent nativ, dar combinat cu trudă, și am înțeles că maestrul Loghin și-a petrecut ani întregi în atelierul de pe strada Cireșilor. Expoziția cuprinde 182 de lucrări din colecția familiei celui care a fost mentorul lui Nicolae Tonița și care a dat multe personalități culturale României. În peisaje, criticii de artă au văzut notele predominante ale științei, ale artei lui Dimitrie Loghin. Din punctul meu de vedere, cel mai elocvent este felul în care Dimitrie Loghin surprindea alunecarea între rural și urban, între aproape și departe. Dincolo de o cromatică foarte senină, de o paletă de culori proprie și pe care o unia cu, nu numai cu știință, cu abilitate, cu talent, în fine, ci și cu dorința și cu știința de a-și doza foarte bine efectele, în aceste naturi statice se surprinde sau pictorul știa să își pună în valoare, cel mai bine probabil, această capacitate de a se de a relua legăturile dintre om și divinitate, dintre om și natură. Albumul Dimitrie Loghin este opera Vioreliei Braicu, fiica artistului care a realizat o biografie ce cuprinde părerile colaboratorilor, cunoscuților și prietenilor lui Dimitrie Loghin. Prin publicarea acestui album, mi s-a realizat o mare dorință. Simțeam imperios nevoia de a oferi părintelui meu o astfel de lucrare care să consfințească unele dintre meritele lui, spun unele, că nu totul, nu poate fi cuprins totul într-o carte, precum și să consfințească locul lui în cultura Sucevei și a țării.